În urmă cu o lună, Elena a trăit spaima vieții ei. Întoiul nopții, un consătean a dat buzna în casa ei și a încercat să o agreseze. Însă femeia s-a împotrivit cu toată puterea ei și l-a pus pe prădător pe fugă. Bărbatul nu a fost prins nici acum, deși este căutat în toată țara. Mai multe despre clipele de groază prin care a trecut Elena aflăm de la Anca, fiica ei. Bună ziua! Bună ziua! Fiica Elenei, a cărei zi de nume este astăzi, la mulți ani, mamei tale, să-i dea Dumnezeu sănătate. Uite, chiar de ziua ei, noi tratăm acest subiect la acest direct și mă gândesc că e dureros pentru toată familia. Sper să aibă sănătate. E clar că pentru voi, întreaga familie, a fost o traumă. Ce s-a întâmplat, Anca, și când anume? Deci, pe data de 21 aprilie, în jurul orei 10, 10 jumate, maxim 11. Asta când, seara? Da, noaptea. Da? Da. Unde? Seara. În ce localitate? În satul Buda, comuna Blăgești, județul Bacău. În Bacău. Așa. Ce s-a întâmplat? A intrat cu forța peste în casă, peste mămica și a încercat să o violeze. Mama ta câți ani are? Are 62 de ani, a făcut acum pe 10 mai. Să fie sănătoasă, să străiască. Mulțumesc. Ea locuiește singură? Locuiește cu nepoțelul meu în vârstă de 9 ani, atâta. Și el era în casă în acea seară? Da, datorită lui, mămica astăzi încă în viață, pentru că dacă el nu se trezea, el nu fugea de acolo din casă, nu știu ce ar fi făcut mamei mele, pentru că ea suferă și cu inima și sunt sigură că dacă ajungea să facă altceva, adică să-i rupă hainele sau alte lucruri obscene, sunt sigură că ea făcea un infarct și astăzi eram 8 copii, 8 orfani. 8 copii sunteți, 8 frate. Mama mea a crescut 8 copii, da. Înțeles, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și tatăl vostru trăiește sau a decedat? Nu, trăiește, dar este aici, în Italia, muncește, de mulți ani de zile. Din cei 8 copii, cât sunt acasă sau pe lângă mama ta? Numai o singură soră care e măritat, cred, în comuna Racova, tot județul Bacău. Deci restul sunteți plecați? Restul toți suntem plecați. Împrășteați prin toată lumea. Și nepotul de 9 ani al cui este? Copilul cui? Este băiatul fratelui meu. Mă înțeles. Și bunica avea grijă de el. Dar acest vecin, a mai avut mama ta, nu știu, a avut ori altercații cu el, ori s-a mai întâlnit cu el, a avut de-a face cu el? Nu, niciodată, pentru că el a crescut, nemernicul ăsta a crescut cu frații mei, are aceeași vârstă la un frate de-al meu el. A crescut acolo, am crescut toți împreună, nu ne așteptam la lucrul ăsta. De la ce vârstă are? Mama mea nu. Vreo 40. Vreo 40. Ce vârstă are? Nu, mai puțin. E născut în 91, dar trebuie să aibă 33 de ani. A, 33 de ani. De tânăr, da. Chiar că 30, da. Dar el are familie, are copii. Ce hram poartă bărbatul ăsta? Că lumea prin sat trebuie să-l știe. A mai făcut așa ceva? Are 2 copii, dar... Da. De făcut, da. Cu câțiva ani buni. Nu țin minte exact anul. Dar a fost condamnat pentru viol. Ok. Și a făcut închisoare? Da, da. Și a ieșit și face din nou tentativă de viol? Da. Păi înseamnă că e o chestiune patologică acolo treaba. Adică trebuie... Trebuie găsit, trebuie închis. Pentru că sunt o grămadă femei acolo în satul nostru care sunt singuri, nu au, care au bărbați plecați, au copii plecați, pentru că ne căutăm rostul și noi din lume. Și nu putem să dormim liniștiți pentru că știm că este pedofilul ăsta, nu am cuvinte să mă exprim. Poate fi un pericol pentru... Ați spus că are familie, adică e căsătorit, are și copii și... Are 2 copii, dar nu mai este, cred că nu mai este căsătorit, pentru că acum câteva luni de zile l-a lăsat soția, din câte am înțeles. Am înțeles. Când a intrat în închisoare și când a ieșit din închisoare, știi cumva? Da, asta nu mai țin minte, pentru sau că eu eram mult mai mică. Închis. Dar cred că a stat 4 ani, dacă nu mă înșel. Dar pentru ce faptă? Tot viol? Tot viol. Sau și omor? Nu, numai viol. Dar a stat înseamnă că a făcut niște ani de închisoare. 4 ani. Și după ce a ieșit, s-a apucat din nou, deci acolo e o boală, da, nu mai e. Este, da.
Da, trebuia în închisoare să primească tratamentul respectiv. Tratament sau în orice caz trebuie, ar trebui să fie registrul ăla de violatori, el, știi? Da, exact. Că există un registru de oameni care au o periculozitate publică. Pentru că este o problemă publică. Acolo, este evident. Oameni care trebuie urmăriți? Sigur că da. După ce ies din închisoare? Sigur că da. Sunt un pericol pentru societate despre ce vorbim. Sunt să fie urmăriți de autorități. Da, și ar trebui să fie și un registru, exact cum spuneai tu, Mirela, dar online, că tot trăim în era digitalizării și asta ar fi important de văzut, că avem altele. Dar și ce s-a întâmplat cu el? Înțeleg că nu ar fi fost la prima tentativă, că au mai fost victime în sat, e adevărat? Au mai fost victime în sat. Eu când eram acasă, țin minte, într-o seară, a intrat peste altă femeie acolo din satul nostru. O violat-o, dar pe timpurile alea trăia bunica lui, care era respectată în tot satul, de tot satul, și a vorbit cu doamna asta, care a fost violată, și l-a iertat. Dar din ce familie face el parte, dacă poți să ne spui? Sincer, familia lui e bună, pentru că bunica lui m-a botezat pe mine. Da, el înseamnă că era și mai tânăr când a fost la prima tentativă sau la primul viol. Acolo e o chestiune care psihiatric, nu știu, psihologic ea trebuie explicată. El atât de tânăr se duce peste femei de o anumită vârstă, da? Da, și le violează, deci le dau voie să niște lipsuri. 62 de ani, 8 copii. Cum poți tu să intri peste ei? Și celelalte victime pe care le-a mai abuzat, ce vârste aveau? Tot la fel, erau bătrâni. Acum, cred că are femeia care eu vorbesc, are 70 și ceva de ani. Și tot în jur de 60 de ani. Și era și mai tânăr. Da. Da? Tot la fel, și era și mai tânăr. Da, e o problemă. Dar nu e posibil să trăiască în satul ăla așa. Nu se poate, nu trăim în junglă, suntem în 2024. Dar mergem mai departe și haideți să vedem ce s-a întâmplat în acea seară. Acest bărbat, unde se află acum, a fugit? În urma, știu eu, scandalului, ați depus plângere la poliție. Ce s-a întâmplat în seara aceea? Hai să mergem în momentul în care tu spui că a intrat acest individ în casă pe la 11 noaptea, în acea casă fiind și nepoțelul de 9 ani. Ce s-a întâmplat mai departe? În seara aia, o bătut-o, când s-a trezit nepoțelul meu, o găsit-o cu mămica pe jos, ne-a sunat pe noi, noi am chemat o vecină ca să se ducă la ea să o ajute să o calmeze. Când s-a calmat, ne-a povestit tot ce s-a întâmplat și de acolo am sunat poliția. Am pus-o să sunim poliția pentru că noi de aici nu putem să sunăm. Au sunat poliția, au venit o patrulă de poliție. I-au spus doarmă liniștită că ei patrulează toată noaptea. Păi bun, bun, doamnă, dormiți liniștită, dar dacă vă violați, cine mai dormea liniștit? Unde e violatorul, cum ar veni? L-au găsit? Nu l-a căutat nimeni în acea seară, din câte știu. Dar ei știau cine este domnul, doar are antecedente, nu? Absolut. Se știe cine e violatorul satului. Știe tocmai, satul. A doua zi, mama mea a fost la postul de poliție în Blăgești, a depus plângere. Tot la fel, nu cred că s-a făcut nimica, până când a treia zi, mama mea s-a dus și a scos certificat medico-legal. Cu certificatul medico-legal în față, poliția atunci a trebuit să se miște. De acolo ce anume, atâta cât pot să-mi spui, a fost griată, a fost agresată? Adică ce anume a putut ea arăta la medico-legal astfel încât ei să îi libereze un certificat? A bătut-o, nu? A bătut-o zdravă, avea ematoame în tot capul, ematoame pe tot corpul. Doamne ferește! Sânii lui mama erau negri. Doamne! I-a rupt-o coaste. I-au încercat să deschide ușa la intrare ca să poată să iasă afară. Omul ăsta se hrănește cu așa ceva. După ajutor. Atât este de bolnav. Dinții lui în degetul mamei mele au rămas. Dinții ei, au luat poliția, au luat probe din mușcătura aia pentru că era jumate degetul lui mama. Deci, ca să înțelegem, el a intrat să o violeze, dar n-a reușit și a luat-o la bătaie. Da, pentru că mama mea a fost puternică. Și-a apărat. A fost o luptă acolo, încercarea lui de a o viola. Da. Și norocul doamnei a fost că a venit acel nepot. Că a intrat. Din camera unde dormea împreună cu nepotul meu, el i-a pus mâna la gură și a tras-o în prima cameră. Așa nu se trezea nepotul meu. Dar mama mea a reușit să-i arunge mâna și să țipi. Cum a intrat în casă totuși? Pe geam? A spart ceva? Ușa? Nu a rupt-o? A rupt-o ușa de la bucătărie din spate.
De acolo am intrat în bucătărie și între bucătărie și camera unde doarme mama, mai este o ușă, dar cred că ușa aia, nu știu sigur, asta avem, nu mai țin minte. O avem la telefon pe doamna Elena și cred că ne poate povesti dumneai mai departe. Doamna Elena, la mulți ani în primul rând. Mulțumesc, mamă, spre Dumnezeu, sănătate. Ne pare rău că ați trecut prin această, prin acest... Da, mamă, da, da. Nici nu știu cum să-i spun, o situație incredibilă de viață. Aș vrea să ne povestiți dumneavoastră prin ce ați trecut în acea seară. El, practic, cum a reușit să intre în casă peste dumneavoastră? O, la 11 noapte, la 11 noapte, o intrat în casă, prin spate, o intrat la fața, la ușa din parc. Vă ascultăm. Da. Ei, la ușa din față o intrat prima dată. Și o dat de ușa din față. Și atunci ușa din față e... Vă ascultăm, doamne. Mă auziți? Da, da, da. Las televizorul încet, că noi vă auzim. Da, e pe mult, mă. Așa, dar noi vă auzim. Spuneți. Da. Deci, o venit la 11 și un sfert, la ușa din față, la intrare. Ei, atunci el a văzut că noi intră cam prin cuietor, o intrat în spate, acolo ne-a rupt ocul la ușă, Să stați într-un loc, doamna Elena, unde aveți mai mult semnal, ca să vă auzim bine. Da, și atunci am venit din masă la televizor, după aceea m-a dus în față, acolo în față nu. Nu vă auzim, doamna Elena. M-a bătut, m-a nenoroșit, ne-a dat cu pumnul în cap, m-a mușcat de deget. Mă auziți? Vă auzim acum, da. Vă rugăm. Din numai corzele de la gătnis, mă azi de ce, da, cu șuturile în spate, în peste corpul ne-a dat, cu capul, vrem să ies afară, el ține mâna. Doamne ferește, dar eu stau și mă întreb de altceva. Deci dumneavoastră fiind în casă cu un copil de 9 ani, Odată că este martor la trauma aia, la atâta violență, putea fi el altă victimă a violenței, poate chiar a abuzului, a violului, da? Adică cât pericol acolo și acest bărbat, care a mai făcut închisoare, are antecedente penale, deci îl cunoaște poliția, teoretic, așa ar trebui să-l cunoască, da? A scăpat, nu l-a căutat nimeni în seara aia. Unde e el acum? Nu l-a căutat nimeni. A doilea, a treilea zi, el așa cu mașină, așa. Puteți merge lângă fereastră, doamna Elena? Lângă geam? Că nu aveți semnal, se întrerupe legătura. Păi nu este semnal, vântul, mamă, e norat vremea afară. Hai că-i parcă e mai bine dacă stați așa. M-am auzit? Da. Deci ce a făcut nepotul dumneavoastră, doamnă săracu? E, atunci când țăpam eu, eram zghit, eu cred că cum o izghit așa la jos nebunul și ala băietul a venit. M-a găsit jos și a zis, lasă pe mama în pașii. Și a zis, Sebi, du-te și ia telefonul, Sebi, și dă telefonul la tatu. Și a zis, Sebi, dacă tu pui mâna pe telefon, te bat. E, o lua telefoanele și a băietului și a neu aici și l-a pus pe șufoneră. Și atunci ne-au mai tras un rând de bataie, un pumn, două în cap. Atunci când ne-au dat în cap de frică, de spaimă, de stres, nu știu, m-a scapat pe mine. Du-te mai de aici, mă, că m-a scapat, mă, pe mine, pleacă, măi, copilul de aici. Du-te mai acasă, tante. Am venit să-mi dai internet, mă, dai internetul să dă cu castronul. Am spus să-ți dau eu internet. Vin noaptea la mine la 11 să-ți dau internet. Dar el era beat? Cum vi s-a părut vecinul ăsta? Nu era beat tare. Nu era puțin băutură, era. Dar nu era beat. După adică așa, al doilea, adică al treilea zâns și a venit ca să-mi furi bicicleta electrică la copil. E, dar bicicleta stătea cu mine în casă, nu stătea, camera așa, un închid cu cheia. Na. Dar cum de-a ajuns, doamnă, să vă lovească în așa hal? Adică ați fost la IML și la medicină legală? M-a dus, am fost cu poliția, da, cu domnul șef. Dar să știi de la mine că eu nu-s prima, sunt a șaptea, opta, cred că victimă la el. Wow!
Și da. Încă a șaptea, nu s-a luat măsuri. Femeie din da. Sat, care în decembrie s-a dus la patru case, s-a dus. La pe nici o femeie nu i-a făcut. Fica sau nu mama, i-a făcut sau... să se ducă să-l iei. Dumnezeule. Nici o femeie. La dumneavoastră când s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? Când a fost la dumneavoastră, când a intrat în casă? Pe 21 aprilie. 21 aprilie? Da, de azi am o lună. Și în decembrie, spuneți dumneavoastră, anul trecut, la sfârșitul, la sfârșitul anului trecut, da, a intrat... Da, aproape de Crăciun. O fost la 4, dar nu o să violeze. O fost așa, la 4 femei o fost. Da. La 4 case o fost. Păi și cum a intrat peste acele femei în casă și el n-a pățit nimic? Poliția ce a făcut? Nu, eu fac unica, dacă femeile n-au făcut nu. Plângere... Doamne, la oameni le este frică să facă plângeri, pentru că dacă da, oamenii de... fac plângeri, sunt femei singuri, sunt femei bătrâni, le este nu mă da, da, dar mam, nu mă la femei bătrâni, nu mă la femei de evadani, la de este bine, și care nu are, știi, care este mai năcăjâtic, nu năcăjâtic, care este mai, n-are pe nimeni, la cele bine. Dar doamnă, de unde îl cunoașteți pe băiatul ăsta? Ce relație ați avut? Că nu stă departe de mine, mamă, l-a crescut aici și am stat cu noi, mamă. Și îl știți de mic copil? Eu. Îl știți de mic copil, ne-a zis fica dumneavoastră. Da, îl știu de micitel. Și ce a avut exact cu dumneavoastră? Când ați vorbit cu el ultima oară? De eu nu am avut treabă cu el deloc, încă îi dădem eu bună ziua când trecem pe drumul. Eu îi zicem și pașa Adrian, eu nu avem treabă cu el. Deloc n-am avut. El a avut treabă cu dumneavoastră? Se da. Pare. Haideți da. să dăm o și noi acea fotografie, nu știu, cred că o avem, nu? Ar de pe site-ul poliției. Minunat. Este căutat. Cred că da, e căutat da, da, și zis, internațional, nu numai pe plan dat, național. Mi-au zis prietenii că l-au dat la Facebook, acolo. Are un mandat de arestare. Da. A fost dispusă arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și tentativă de viol. Probabil în urma plângerii făcute de dumneavoastră. De mine, da, da. Pentru că spuneți dumneavoastră celelalte femei n-au depus plângere. Nu, nu, mamă, nu. Dar nu. De ce a fugit doamnă? Sau, în fine, ca să nu-l fac arest și să nu fie arestat și să nu fie trimis în judecată, probabil. El a mai făcut pușcărie, ne spunea Anca mai devreme.